Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale. În acest episod nu o să facem Canon Kart 2v2 Draft Challenge. O să facem asta off camera, adică după episod, cred. Și da, în acest episod o să facem 2v2. Nu o să facem lupte normale, era să opresc filmarea. Avem 2605 trofee și na. Nu prea am chef să cresc în trofee acum pentru că nu prea am cărțile bune și mai trebuie să mai le dau câte un level up ceva de genul. De exemplu, la balon pentru lava lună îmi trebuie balon de 4. Ăsta nu prea contează nici ăsta. Deci cam așa mi-ar trebui, cam la levelul ăla ar trebui să fie trupele pentru mine. Deci, ce putem face în acest episod noi? Păi aș vrea să deschid gentul pentru că celelalte chesturi cum ar fi Super Magical, Legendary, Magical și toate chestiile alea Epic Chest vin cam peste 100 plus chesturi, deci mai bine deschidem acum. Deci hai să deschidem giantul. Ok, hai să vedem ce ne pică. Ne pică 740 de gold. What the fuck, dar de ce așa puțin? O epică, balon, foarte fain. 91 de Goblin Gang. 104 Elite Barbarian și o rară. Tombstone, este un. Acum putem să-l facem la level 7. Bine, după ce mai strângem câteva chesturi. Chesturi, auzi, cărți. Quick Match. Am băgat cu deck-ul cu Lava Loon. Vreau deck-ul cu Night Witch sau, nu știu, ăla cu prințesa. Ăla cu prințesa este foarte, foarte bun. Văd că ăsta are Royal Giant, așa că, nu știu, s-ar putea să fie destul de fain. Lasă-l pe ăla că oricum, na. Mi-a dat Fireball, eu n-am ce să fac în privința asta. Așa, ne-a trimit un Goblin Gang. Niște minions. Mega minion asta aici. Haide, rezolvă Mega minionul. Uite, deci tu, el nu se ducea pe ăia. El nu se ducea pe ăia. Deci face cum vrea el, frate. Cum vrea el. Cum vrea fucking el. Ok, am mereu pregătit pentru orice eventualitate, evident, pentru chestia asta. Pac. Mă, nici clona aia n-a dat-o bine, mă, frate. Nici clona aia, joc cu cel mai pro jucător. What the fuck, cum ne apărăm noi de... Mă, de ce dai rage? Ah, stai mă, că n-am dat noi. What the fuck, da, stai dracu. De ce trimite Hogu? N-am înțeles. Au Elite Barbs, au multe chestii. Deci ce am putea să facem noi? O să dea Fireball pe chestia aia. O, a ratat. Bine-s, mă, măcar un turn să luăm și noi, nu știu. Mă, frate, nici măcar un turn nu luăm. Nici măcar unul. Unul singur. Hai Royal GG, hai Royal. De fapt, stai că nu mai e Royal GG. Noi mai putem avea o șansă. De fapt, nu. O să ne luăm bătaie, dar na. Ce să și faci? Adică, na. Ăsta are muschetier de 8, ăsta are de 5, deci...
Deci da. Hai să schimbăm și noi deck-ul. Deci primul meci a fost câștigat, dar măcar am luat o coroană. Deck cu Nightwitch, asta e cu toate legendarele, asta e la Valun. Hai să-l punem pe ăsta și după jucăm cu ăla, cu Golem. Ok. Oh, am dat battle, nu! Bă, de ce am dat battle? Și parcă am zis că nu vreau. Oh, level 7. Și e deck-ul cu Princess. Fii antenă, ce fac eu? E deck-ul Princess, ești nebun? Stai să vezi. Fac un mini push. Să vedem cu ce se apără. Fac un mega minion. Mă rog. Are și el prințesă, bă, ești nebun? What the fuck? Cât damage am dat? Well played. Păi da, well played. Eu sunt level 9, tu ești level 7. Nu știu, trimit un hog așa. Oricum și-a folosit scarmiu de mult. Hogul meu a dat vreo 4 lovituri. Oricum îl bat pe ăsta. What the fuck, ce jucător mi-a dat. Ce jucător putea să-mi dea. What the fuck, de ce dă lining? Asta încerc eu să-mi dau seama acum. Dacă pune scarmiu e cel mai prost. Ah. Bine, mă, hai să vedem. Numai din lining-ul ăla mi-a dat el damage. Golem. Mamă, ești nebun la cap. Până să aduce golemul ăsta, eu deja i-am luat tot. Pun un furnace aici de apărare. Ar fi culmea să mă bat ăsta acum cu golemul lui. A, nu mă bate el, mă, ce naiba. Am mega minion de 7, ce naiba. Stai așa că-i trag una. A, mi-a luat și el un turn. Nu, nu mi-a luat un turn. Ah, am pus prințesa prost. Bă, nici turnul ăla, bă, nu puteam să-mi ia. Da, nu. Nu e importantă chestia asta. Eu am luat două turnuri deja, așa că nu mai fac griji. Că o să pierd. Sau chestii de genul. Pentru că a trimit un hog. Trimit o prințesă aici. Și un knight. Mai are foarte puțină viață, nu știu de ce mai încearcă să mă... Zap-ul meu de nou face tot. E, și dacă mi-a un turn, care e faza? Care e problema, frate? Dacă mi-ai luat tu un turn. Eu te-am bătut deja. Deci, e foarte, foarte bine. Good game. Măcar l-am lăsat și pe el să-mi ia un turn. Gen, na. Am mai crescut și eu un trofee, am un nou record, din greșeală am dat. Da. Hai să ne uităm la donațiile noastre. Văd că am 54 și sunt pe locul 27, destul de prost. Valentin are 2680 și are cărți destul de bune, pot să zic. Adică Hog de 7, Wiz de 7, Fireball de 7, da, sunt destul de bune. Ok, pot să fac zap de 10. Cred că asta va fi titlul. Zap de fucking 10. Level 10 zap. Deci o să dăm area damage 100, stai. 174 și crown tower damage o să dăm 70. În rest nimic nu se mai schimbă, deci da. Hai să facem zap de 10. Foarte fain. Prima mea carte de la level 10, ce pot să zic. Și mai am 5000 de XP aproape și fac și eu level 10. Am 5 legendare.
Ăsta e decul meu cel mai bun pentru că e cel mai upgradat dintre toate. Adică 7, 7, 6, 6, 9, 9, 10, 1. Și e foarte, foarte tare, adică ce ți-ai mai putea dori? Asta e decul cu golem. Aici îmi mai lipsește ăsta trebuie să-l upgradez neapărat, Dart Goblinul. Ăsta să zicem Executioner. La level 4, Tornado și ăsta la 7. Goblin Gang, nu știu ce să zic, adică funcționează la fel de bine la 8 și la toate levelele. Ok, hai să vedem cât am filmat noi. Văd că am filmat 10 minute. Am dat două battle-uri până acum, adică un battle și așa. Și hai să mai dăm un 2v2 quick match. Mi-a zis cineva în comentarii să nu mai fac videoclipurile așa lungi, așa că ăsta o să fie ultimul 2v2. Văd că el are Inferno, are Sparky, trimite un Goblin Barrel. N-are treabă el. Zap de 10 am eu, deci e super super. Cică tanks. Dar de ce tanks? A, nu pricep de ce e tanks. A, da? Bun. Ce fel a pus Skarmiul ăla? Și Ice Wizard, și Skarmi, și de toate. Eu o să pun aici. Oh, a pus Electro, noi am pus Sparky, foarte tare, adică Sparky-ul ăla funcționează perfect, ce pot să zic. Totuși ceapa mătii. Ce dracu, bă? 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 Bă, ce naiba? Așa mă, du-te pe princess, așa. Până se gândește asta, nu mai, deci până se gândește el, nu mai dă. A dat un zap acolo, a pus cannonul ăla degeaba, a pus Electro, văd că asta are Princess și el. Stai de câte 100 damage, Electro Wizard-ul. Nu știu de unde până unde, dar na. Hai că o să dau și eu un Fireball aici, văd că are Nightwitch, am arătat muschetirul. I-am luat Nightwitch-ul, Nightwitch-ul ne-a luat, adică bețurile ne-au luat ăla. De ce dai pe ăla, bă, dar nab mai ești, bă, nab mai ești. Deci super nab, ce naiba. Nope, nu te atingi. Îl lasă pe ăla, văd că pune Fire Spirits, văd că are Furnace de 8, adică na. Hai bă frate, dar pui logo ăla așa, nu aștept să pună și el un princess ceva. O, pune golem, frumos, ce pot să zic. Bă, dar skeleton să iasă destul de bun, adică na. Până la urmă. Hai, băgați-vă și voi aici, așa. O să dau un zap, n-am ce face. Lasă-l pe el acolo să dea damage, că oricum nu face nimic. Eu aș putea să mai dau un fireball. Hai bă, du-te. Hai să luăm și noi un turn măcar. Că ăsta văd că nu prea face nimic, adică își reîncarcă elixirul de la începutul meciului. Mamă, dar cum a dat Sparky-ul ăla, mă, frățică? Ăștia-s level low, mă, frate, dar au Nightwitch, asta e faza. Sudden Death. De ce? Ah, da, pentru că am luat un turn și noi. Nu, am dat zap înainte, bă! Oh, ce e acolo? Ce e acolo? Cât value, bă? Oh, am arătat Electro Wizard-ul. Oricum pierdem, frate, pentru că prostul ăsta nu știe să joace. Are și Sparking Deck. Cum să ai Sparking Deck? Cum? Deci e imposibil să ai Sparky în deck. Cine naiba și-ar pune Sparky în deck? Ok, deci 14 minute, da. Cam atât a fost și cu episodul ăsta de Clash Royale. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați like, share, subscribe și să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre episodul ăsta de Clash Royale. Și am făcut și eu un outro și overlay-ul pe care îl vedeți voi acum. Da, o să-l pun la edit.
Să-mi spuneți și pentru el o părere și o notă de la 4 la 10. Deci, da, cam asta a fost pe ziua de astăzi. De fapt, nu pe ziua de astăzi, în episodul ăsta. Eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. La revedere! Oh!